ziua! Suntem în atelierul uneia dintre cele mai cunoscute pictorițe de costume, scenografe de la noi din Moldova, o femeie care pur și simplu te umple cu energie pozitivă și te inspiră să creezi lucruri frumoase doar aflându-te lângă ea. Suntem în vizită la Stella Verepceanu, unde vom vorbi despre arta de a face scenografie aici în Moldova, dar și în afară, despre costume, despre erotică și, cel mai important, despre colecția de haine cu care s-a lansat. Bună ziua, Stella! Bună ziua! E foarte cald la tine, e foarte bine, îmi place că ne-ai primit așa, cu bomboane, cafea, ceai... Ca acasă. Ca acasă, exact. Cum te simți? Mă simt bine aici, atmosferă de creație. Știi, în atelier e bine să te simți ca acasă, pentru că aici probabil că ești cel mai dezgolit, știi, de tot ce e inutil. Ai nevoie de o stare mai specială pentru ca să creezi. Care sunt tatuurile tale? Nu știu, probabil că experiența. Și care tatuuri mai sunt, ca să nu par lipsite de modestie, știi? Unul din marile tatuuri probabil este îmi place ceea ce fac și am avut norocul să fac chiar ceea ce fac. Știi, asta contează mult. Și s-a și transformat într-un tatu. Dar ești critică cu tine însuți? Da, sunt foarte critică și știi cum așa, mă auto-biciuiesc destul de mai dur și mai puternic decât toți critici, știi, posibil și imposibil. Dar asta e bine, așa sunt eu. Cum începe dimineața ta? Diferit, câteodată bine, câteodată rău, dar cel puțin încerc, știi, atunci când mă uit în oglindă să zâmbesc și să-mi spun că, uite, hai să începem bine, hai să începem să fie frumos. Beau cafeaua, iau un micul dejun așa foarte copios și la treabă. Te știa mai mult fie în Japonia, Elveția, România, în ce țări nu ai reușit să mergi? Știi, toate călătoriile astea ale mele, știi, ele au fost legate de proiecte, de spectacole pe care le-am făcut în diferite locuri și toate spectacolele astea au fost legate de anumiți regizori care mă invitau cu ei să lucrez acolo. Deci în Japonia a fost legată de Petru Vutcărău, cu care am făcut câteva spectacole, în Italia cu Battistini, zic eu, în România, știi, am mers pentru mai mulți regizori, știi, în Elveția lucrez pentru circul lor elvețian, știi, deja aici nu este legat. Da, am fost prin multe locuri și ceea ce mă bucur că chiar am mers să lucrez, să-mi fac meseria, știi, n-am mers pentru să-mi înșel meseria, știi, am mers să fac exact ceea ce fac și ceea ce pot, ceea ce reprezintă pentru mine o situație care mă face să mă simt mândră de mine, știi. Și acum, uite, s-a întâmplat așa că Am început să trag mai mult acasă, știi? Deci tot nu e rău, fiindcă acasă e bine. Dar este o diferență dintre arta de a face scenografie aici în Moldova și a face scenografie acolo, în afară? Da, există. Deci arta de a face scenografie peste tot e aceeași. Eu nu cred că există vreo diferență, știi? E scenografie și aici și acolo există scenografie. Diferența este între metodele de realizare a unui decor sau a costumelor, știi, circumstanțele sau producția. Asta diferă. Noi suntem totuși noi ținem zona noastră, totuși ține ca experiență, ținem mai mult de sistemul ex-sovietic, știi. Și noi avem un teatru unde sunt ateliere, unde toată producția se face într-un singur teatru. Atunci când lucrezi în străinătate, ei nu au ateliere. Teatrul este doar clădirea. Și restul, tot trupele de actori, ei arendează clădirea asta. Și tot ce faci în afara teatrului, știi? Deci tu îți alegi oamenii cu care lucrezi. Asta e ca producție. Ca idee de scenografie, nu cred că există vreo deosebire. E același proces de creație. Știi, nu locul mă face să mă simt bine. Mă fac eu însemi, știi, să mă simt bine în anumite spații. Mi-e bine și aici, îmi poate fi bine și acolo, știi? Mi-e bine atunci când mă simt, când am starea asta de curiozitate, știi? Când îmi place să trăiesc undeva, când îmi place să cunosc, când întâlnesc oameni noi, când văd lucruri interesante. Știi, tot ce e legat de starea asta, știi, care te ține o adrenalină sănătoasă, știi, asta mă face să mă simt bine, știi? Acasă e altceva, acasă e puțin mai relaxat, dar și aici sunt alte lucruri, cred
Super, mă fac să mă simt bine. Știu că ai lucrat foarte mult cu cercul Zürich. Cum a început, de fapt, această colaborare? De ce au ales să iau o moldoveancă de aici? Și nu m-au operat la specialiștii lor. Păi știu eu de ce m-au ales pe mine. Probabil că așa au fost circumstanțele, știi? Cum astrologic s-a creat o stare favorabilă pentru mine, știi? Cum m-au invitat, ca să vorbim așa mai în glumă. Mai în serios, deci s-a întâmplat că proprietarul sau patronul circului de acolo e marele Rolf Knie, care marele, îl numesc mare pentru elvețieni, fiindcă elvețienii ei nu au rege și regină, ei în schimb au, zic ei, familia Knie. Și uite, Knie ăsta, Rolf Knie, care e director de circ acum, sunt două circuri Knie, ei sunt doi frați și sunt actori de circ în a șaptea generație. Păi Knie ăsta fiind un om multilateral dezvoltat, e foarte interesant, carismatic, talentat, deștept și multe alte caracteristici pozitive le are. El mai este și un pictor foarte renumit, care se vinde bine și care e specializat în tematică de circ în special. Și în momentul în care un moldovean de aici, de la noi, fiind stabilit în Italia, m-a întâlnit și mi-a propus să fac lucrurile astea, eu i-am făcut niște schițe, i-am desenat în creion, în culoare, așa cum pot eu. Și a fost impactul ăsta între el, pictorul, și când mi-a văzut lucrările mele, asta l-au făcut, a spus da. Da, el a simțit probabil cu un suflet pereche, nu știu, da, probabil că asta. Și că asta a fost vreo 7 ani în urmă și durează. Ce stare trebuie să ai ca să faci costume, ca să le creezi? E o stare, știi cum, e o stare ferească de creație, trebuie să intri în starea asta, adică să... Câteodată eu o numesc ca o stare de transă, știi, că... ca să te eliberezi puțin, să-ți deschizi mintea, creierul, să te eliberezi de tot ce duce în spate, știi? Și atunci vine, știi? Îți vine și ideea. Nu deodată, ea mai zboară și poposește. Încă nu e atât de ușor de fiecare dată, știi, să creezi ceva nou. Înțelegi? Pericolul de a te repeta e mare, e foarte mare, știi? Îți dai seama, eu am deja câte 60-70 de spectacole, nici nu mai știu. E sute mii de costume, știi? Cam asta e și provocarea vieții, știi? Să păstrezi stilul, să păstrezi linia, să păstrezi, să se simtă mâna și în același timp să fie repetabilă. Vreau să te întreb ce înseamnă sex în opinia ta și iarăși ce stare trebuie să ai ca să creezi un costum erotic. Cu eroticul ăsta, el e destul de difuz, știi, ca noțiune și foarte individual, subiectiv. Știi, că așa, direct să-ți spun, fiecare om se excită de la alte lucruri, știi? Și câteodată ceea ce îmi place mie și mă încântă pe mine și îmi trezește mie interesul, altcuiva, pe altcineva îl lasă pasiv și indiferent. Știi? Și ca să aduci doza sau nota de să faci costumele să fie erotice pentru toată lumea, știi, asta m-a făcut pe mine, știi, să-mi bag nasul prin literaturi, știi? Și să mai cotrobăiesc acolo prin experiența mea de femeie, știi? Și ca să aduc, știi, fiindcă toți mă întreabă, bine că erotismul, știi, noțiune de erotism, ea prevede o anumită doză de dezbrăcare, știi? Păi da, până unde vine dezbrăcarea asta? Până unde vine erotismul și unde începe vulgarul, știi? Asta trebuie să-l simt, știi? Și cred că asta îmi reușește, cel puțin asta învăț eu pe parcursul, deja sunt... 4 spectacole erotice, fiindcă circul ăsta de Knie din Elveția, el are 2 spectacole. Are un spectacol normal, mare, enorm, și un spectacol mai mic, care se cheamă Olala Show, care e erotic. Și el deja e al 4-lea an. Și de asta chiar învăț, chiar am ajuns eu să învăț să fac costumi erotici. Dar nu-ți pot da rețeta, nu-ți pot spune unde se termină, unde începe eroticul, unde se termină, unde eroticul trece în vulgar, totul e la nivel de intuiție și de stare interioară. Dar ai apelat vreodată la părerea unui bărbat? Da, încerc să țin cont și de asta, fiindcă odată chiar am intrat pe contrasens cu Gregory Knie, cu feciorul proprietarului, care spunea că lui nu-i pare erotice costumile astea anume. Și mie îmi păreau foarte erotice. Și atunci am stat, știi, în meseria asta eu cred că, da, și în tot, eu cred că și în viață contează, să știi să-ți muți... Să schimbi racursiul, știi? Să-ți muți punctul de vedere, să încerci să te uiți și din punctul lui de vedere sau să...
Pentru că dacă ești încăpățânare, nu face bine. Bănuiesc că de cele mai deseori ai creat la comandă, ori fiind dirijată de un regizor. Da, desigur. Cum e, de fapt? Pentru că știu, artiștii au nevoie de libertate, artiștii au nevoie de să simtă fiecare lucrare, să aibă o stare. Da, păi libertatea asta artistului și ea este o stare relativă, știi? Fiindcă unde, ce înseamnă libertatea? Pentru fiecare... Nu poți fi în totalitate liber. Libertatea artistică a mea personală, când nu vorbesc despre alții, ea ține anume ca eu să fiu liberă în zona în care mi este rezervată mie ca artist. Știi? Eu nu pot să mă bag în regie, eu nu pot să mă bag în, nu știu, în coreografie, fiindcă nu acolo nu e, meseria mea ține de costume. Și în zona asta, da, ea e limitată de anumit context, de anumit concept regizoral, adeseori permanent e limitată de piesa, dramaturgie, materialul dramatic care este dat. Dar eu cred că e suficientă libertate. Și pe libertate, ce înseamnă libertate? Libertate înseamnă lipsa de frică, știi? Ai simțit vreodată că nu ești suficient de bun? Permanent simt asta. Și permanent am dubii înainte de a porni ceva, știi? Și permanent îmi depășesc fricile mele ca să ajung la stare de libertate ca să fac ceva. Fiindcă eu am impresia că asta pe mine mă face să cresc, știi, sau să caut, să nu mă opresc, știi, să nu mă plafonez. Ai revenit acasă, așa cum ai zis tu inițial, te lansezi ca și designer vestimentar pe piața din Republica Moldova. Eu nu știu de unde mi-a venit, așa, uite, a coborât peste mine, știi, probabil că deja, știi, când mănânci prea mult dulce, știi, deja vreau o varietate de gust, știi. Și asta a fost, impulsul ăsta, știi, m-a făcut așa, s-au creat niște circumstanțe în care eu am spus, uite, acum am 2 luni libere. Ce vreau eu să fac? Asta vreau să fac. Vreau să fac haine, rochii, pentru femei. Și am făcut o microcolecție ca să testez piața, să văd cum vor reacționa doamnele noastre de aici, de pe loc, la ceea ce le propun și ofer eu. Și mi-am dat seama că s-a reacționat destul de bine, deci așa, s-au vândut repede ca pâinea caldă, știi? Și acum îmi dau seama că ar trebui să merg, să folosesc, știi, orele astea, lunile astea de iarnă, când nu se prea lucrează pentru circ, când se termin poveștile la teatru, știi? Să fac, să-mi lărgesc, să merg în zona asta, știi? Și să fac o colecție mai mare. Deci ăsta e visul meu acum. Mi-ar place să fac rochii de stradă. Portul de stradă. Rochile de seară, portul ăsta de gală deja este hiper solicitat și hiper confecționat la noi. Tocmai asta. Mi-ar place să văd femeia să arate bine în stradă, în casă, în oficiu. Nu neapărat la nunți și la comutrii. Femeia care ar putea să îmbrace rochiile mele sau hainele mele este o femeie care are, poate fi oricare, care se place când se uită în oglindă, care e frumoasă, nu numai pentru ea, dar și pentru restul, care e puternică, care are personalitate, care poate să-și permită lucrul ăsta, care poate să-și permită o doză de rafinament și extravaganță în același timp, și care este liberă aici și care vrea să devină liberă. Asta tot este o opțiune. Am pornit deja cu pielea. De ce? Fiindcă așa am simțit eu că este în trend, știi? Adică este acum pe val. Dar merg spre acum pentru linia care vine, pentru primăvară. Merg spre pielea, am să o combin cu diferite alte materiale, merg în piele transparență și după aia probabil că o să lărgim toată gama asta de materiale folosite. Nu mă opresc la piele, evident. Piele este acum, știi, total look. Acum anul ăsta se poate maxim la anul. După aia, nu, evident că ne extindem. Depinde cu unde o să mă ducă inspirația și talentul și tendințele universale ale modei. Să ai o premoniție în modă, face parte din meseria. Altfel, dacă tu nu simți
ce se va purta la anul sau nu vei simți, de exemplu, care culori vor fi în trend. Pentru asta tot e la nivel, mie îmi pare că tot asta este la nivel intuitiv. Și eu am surprins la un moment dat că eu am lucrul ăsta. Te gândești să scoți, să creezi haine și pentru bărbați? Nu. Nu prea. Nu că nu sunt interesant bărbați, doar că nu vreau să-i îmbrac. Este altcineva. Știi, nu e zona mea de confort acolo. Se îmbracă moldovenciule. Într-o criză de gust, dar din motivul istoric bine cunoscut, fiindcă noi suntem zona ex-Uniunea Sovietică, unde am fost limitați la informație și asta ne-a cristalizat gustul puțin. Și din cauza asta, moldovenciile noastre au nevoie de libertate. Libertate înseamnă lipsă de frică, libertate înseamnă multe lucruri frumoase. Ca să se descotorosească de lipsa asta de gust care noi am moștenit-o genetic, știi? Și anume, nu vreau să par arogantă, nu vreau să par, știi, dar este, nu putem nega asta, noi asta avem. Din păcate avem nevoie să scăpăm de povara asta. Dar suntem pe drumul cel bun, deci moldovencile... Știi, e nevoie să scapi puțin de luxurianul ăsta de prost gust în vestimentație. Știi? Înțelegi despre ce vorbesc, știi? De Swarovski de la ora 7 dimineața, știi? Și... Adică e vorba de niște limite. Femeile care vor purta creațiile tale trebuie să aibă o vârstă oarecare? Nu, e în afara vârstei. E în afara vârstei. Doar că trebuie să aibă dorința și posibilitatea de a se elibera, adică să nu aibă frică, să aibă, știi? Să fie mai tupeiste, deci să poată să-și pună niște oversize-uri, să nu fie atât de încorsetate mental, că nu, eu asta nu port, mie asta nu-mi stă bine. Nu, tu încearcă și ai să vezi. Dar ții cont de tendințe atunci când... Da, sigur că da, și fiecare, uite, de exemplu, tendințele anului, dacă e, lângă piele, vine asimetria, așa, multă asimetrie. Mine. Evident că țin cont. Asta face parte din meserie. Ce nou, de fapt, vrei să aduci prin hainele tale? Nu m-am gândit că vreau să aduc ceva nou. Pur și simplu vreau să pornesc să fac ceva ceea ce îmi place mie, știi? Da, e adevărat când spui că... Nu cred că e vorba de ceva hiper nou, știi? Adică la nivel mondial, știi? Dar e ceva care mă caracterizează. Va fi ceva ce va fi linia mea, știi? Hainele mele. Nu pot să-ți spun ce poate fi nou, știi? Trebuie să vezi. Trebuie să te îmbraci, să simți și asta o să fie, știi? Să fie într-adevăr niște haine care undeva eu le simt mai libere, știi? Ca și conținut. Te gândești să deschizi și un magazin undeva? Unde, de fapt, vom găsi hainele da, tale? Da, place. Dar asta ține de viitor, că eu acum... Cum programul meu minimum deocamdată asta nu prea face, nu prea are loc, din simplu motiv că nu prea am timp acum pentru asta. Dar pe parcurs evident că va trebui, se va vedea. Cât vor costa hainele tale? Vor fi în limitele decenței. Limita decenței poate fi o sumă pentru altcineva? Eu sper ca limitele astea decenței să crească treptat pentru femeile noastre din Moldova. Și atunci posibil că limita asta de decenței. Vezi că trebuie să ținem cont că în momentul în care îmbraci o haină care e făcută individual, ea este unică, trebuie să-ți dai seama că această haină costă și pentru ea trebuie și merită să plătești bani. Cine sunt idolii tăi în modă? Știi, îmi plac foarte mult japonezii, am eu ce am, știi? Probabil că e legat de faptul că eu lucrez în teatru și de acolo eu am nevoie de nebunia lor, de constructivismul ăsta lor, de deconstructivismul ăsta lor. Yamamoto, Watanabe, Comme des Garçons, face Rei Kawakubo, ăștia îmi plac foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult Gautier în momentul în care el a căzut în disgrație, știi, a căzut undeva în umbră, acum el... La Casa Marghella, Martin Marghella, el revine, mă înțeles, Gautier de anul ăsta, știi? Galiano, vezi, îmi place și Gautier, evident, marele Gautier, știi, cu fanteziile lui. Dar asta, știi, permanent, colecția asta e bună acum la Gautier anul ăsta, are o colecție genială, el permanent le are bune, știi? Și trebuie să ții mâna pe puls. Sunt ei, evident, ei sunt zona, ei sunt cei care
care sunt primii, sunt cei care văd, sunt cei care studiază, sunt cei care, care au talentul și puterea de a fi primii, de a dicta. În Moldova, în mare parte îmi lipsește lipsa de inteligență a oamenilor de a accepta critica. Eu sunt o persoană foarte critică și asta mă face să-mi expun adeseori părerea. Din păcate, oamenii noștri nu prea acceptă critica. Care este visul tău cel mai mare? Tu ai intrat într-o zonă prea intimă acum. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Abia aștept noua colecție. Sper să fiu printre primele care o vor vedea. Promit să fii printre primele. Eu îți mulțumesc pentru comunicare și urez PromoTime cât mai mulți oameni interesanți, cât mai multă plăcere din comunicare cu oamenii ăștia interesanți și succes și inspirație. Mersi tare mult!